Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnule profesor, care e problema? De ce nu reușește România după atâția ani să intre în Schengen? Care sunt condițiile de îndeplinit de nu reușim să facem ce trebuie România făcut? România și Bulgaria, pentru că am fost întotdeauna împreună, am aderat împreună, am făcut negocierile împreună, avem problema Schengen împreună, nu au îndeplinit condiții politice, nu pe cele tehnice. Iar între condițiile politice care țin de, în principal de state de drept și lupta împotriva corupției, știi foarte bine că lucrurile din nefericire au stagnat și uneori chiar au mers din ce în ce mai rău. O să vă întrerup o secundă, ne auzim foarte, foarte slab. Dacă puteți să vorbiți mai tare, nițel? Sau revenim cu un telefon la dumneavoastră, da? Dacă, din păcate, bun, sigur, domnul profesor este la Bruxelles acum și legătura nu este întotdeauna grozavă, dar asta e situația cu Schengen. Nu știți ce înseamnă. Înseamnă că putem să trecem liniștiți prin graniță fără să ne mai oprim la control. E foarte important pentru transportul de mărfuri. Așa este, dar pe noi, eu și Luca discutam dimineață că ne-ar ajuta să nu mai stăm pe pod aici, spre Grecia. Sigur, asta odată, vedem. Și n-ar mai fi nici între Bulgaria și Grecia, știi, că se făceau cozile la imense. Asta simțim noi, pentru că asta e, suntem niște boieri care mergem în vacanță în Grecia și traversăm două granițe și ne deranjează că stăm câte jumătate de oră la coadă, dar e important pentru transportul de mărfuri. Așa este, acolo e cel mai... Ce cost în câteodată la tiruri acolo, mie mi se pare... Întotdeauna sunt. Și în Ungaria, adică dacă mergem spre vest, acolo este nenorocire. Hai să mai încercăm o dată. Bun, bună dimineața din nou, domnule profesor. Ne auziți? Bună dimineața. A, mult mai bine de data asta. Mult mai bine. Permanent. Da. Am spus prostii? Sunt absolut de acord. Problema, dacă e să reluăm întrebarea, pentru că în acest timp trece, nu este doar a României, ci și a Bulgariei. Problema nu este tehnică, ci este politică. Și problema a fost a României și este în continuare a României și a Bulgariei, pentru că ține de lupta împotriva corupției și a statului de drept. Știu că foarte multă lume spune, dar tehnic nu are nicio legătură. Noi putem să facem față exigențelor Schengen. Numai că, vedeți dumneavoastră, oamenii care trebuie la graniță să aplice regulile acelea și să coordoneze tehnica, sunt coruptibili. Ăsta a fost motivul pentru care Olanda, în special, a avut obiecții foarte multă vreme, dar și Finlanda. Și asta încă de atunci, de la început, încă dinainte de intrarea noastră în Uniunea Europeană în 2005-2007. Astăzi este un context care e favorabil României, dar n-aș vrea să se înțeleagă, pentru că auzim de 11 ani acest discurs, că România îndeplinește dintr-o dată condiții pe care nu le îndeplinea înainte. Este un context favorabil și, dacă îmi permite, domnule Petreanu, corectez puțin afirmația dumneavoastră, nu, olandezii n-au votat împotrivă sau s-au abținut. Majoritatea olandezilor au votat în favoarea aderării României, cei 4 din partidul primului ministru, Rutte, s-au abținut și au fost și 5 olandezi care au votat împotrivă, în funcție de culoarea politică a partidelor. Faptul că s-au abținut este deja un progres, pentru că dumneavoastră vorbiți de unanimitate, dar unanimitatea nu presupune obligatoriu că se votează pentru. Unele state se pot abține. Faptul că se abțin deja este un progres și este ceea ce ne-a transmis primul ministru Rutte săptămâna trecută, în momentul în care a făcut vizita în România. Ăsta este motiv. Nu s-au schimbat lucrurile radical. Vedem că facem încă eforturi cu legile justiției, că încă avem mecanismul de monitorizare. Toate lucrurile astea au pus niște semne de întrebare și nu vreau să se creadă că în Olanda există o românofobie, ci mai degrabă o atenție sporită asupra unor lucruri care sunt considerate importante, unde am făcut progrese, dar niciodată n-am reușit să convingem pe ceilalți că am depășit momentele dificile de la început. Bun, atunci spuneți-mi așa, ok, nu e vorba de criterii tehnice, dar cum se face că pentru țări precum Germania, Franța, nu știu, Italia, Spania, criteriile care țin de justiție, de statul de drept,
sunt îndeplinite de România, în timp ce țările de jos, de exemplu, sau Finlanda, nu văd așa. Adică, cât de subiectivă este percepția? Nu este subiectivă, dar dacă vă uitați, vă dau un indicator interesant. Acel sondaj pe care Transparency International îl realizează în ceea ce privește corupția percepută. Deci vedea că sunt unele state în care corupția este aproape inexistentă. Finlanda și Olanda sunt dintre acestea, altele în care există oarecare toleranță și altele în care ea este percepută ca fiind importantă. E vorba de o percepție, pentru că, până la urmă, corupția e greu de sesizat, pentru că niciun stat nu acceptă corupția ca făcând parte din regula jocului, dar nu o poate combate. Ce vreau să vă spun este că există mai multe exigențe în anumite state și există și o problemă politică. În Olanda există și o problemă politică. Partidul care, în principiu, s-ar împotrivi eventuale aderări a României la Schengen, nu este partidul primului ministru Rutte. Este partidul ministrului de externe, care sunt partid creștin-democrați și care cred că în interiorul Parlamentului European a votat ieri în favoarea aderării. Deci cred că problema politică din Olanda s-a rezolvat, pentru că până la urmă sunt niște coaliții de guvernare care trebuie să accepte împreună că este o politică inteligentă și eu cred că este inteligent din partea olandezilor să nu creeze blocaje României și Bulgaria, așa cum cred că ar fi inteligent ca România să nu dezvolte o olandofobie în momentul de față și să înțeleagă contextul, să-l depășim împreună și apoi să fim convingători în momentul în care intrăm în Schengen. Este sigur... interesul tuturor. Da, este sigur că această problemă va fi pusă pe ordinea de zi și se va cere un vot la Consiliul JAI din 8-10 decembrie? Mai mult decât atât, cred că avem o șansă importantă dacă nu se întâmplă nimic grav, dacă nu facem nicio greșeală, ca de data aceasta România să adere la spațiul Schengen. Nimic nu este absolut sigur, dar șansele sunt mai mari ca niciodată. Ele erau mari și în 2020, dar a venit pandemia și știm foarte bine că spațiul Schengen s-a transformat într-o aparență. Acum însă șansa este mai importantă. Dar să nu din cauza că îndeplinim condițiile tehnice, ci din cauza contextului geopolitic. Vreau să fim cât se poate de exact. Acesta nu este favorabil și România a dovedit cu plisosință că este un membru solidar al comunității europene. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru intervenția în deșteptare. A fost în direct la noi în deșteptarea profesorul Cristian Pârvulescu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.